Salut și bine v-am regăsit în acest filmuleț. De dimineață ne învârtim ca niște titirezi. Abia acum am așa puțin răgat și am să filmez să vă mai arăt ce mai facem, mai ales că ne pregătim pentru ziua Melisei. Bine, nu vor fi pregătiri așa foarte mari, că nu o să fie cine știe ce, dar un tort trebuie de fiecare dată să-i facem. Bine, ca să nu mai spun că ea ar fi vrut cu etaj, cum știu ce zic, că îl fac Melisa, zic, dar cine îl mănâncă, pentru că nu vom fi atâtea persoane încât să putem să mâncăm un tort cu două etaje, trei etaje, cum ar fi vrut ea. Și fac tortulețul ei preferat, unde am blatul de vanilie, am crema de vanilie și, bineînțeles, zmeură proaspătă. Mi-a trebuit să aleg, pentru că nu era toată zmeura chiar bună, deși am încercat să, na, să o luăm să fie proaspătă, dar mai erau așa unele care au trebuit curățate. Și urmează iarăși blatul de vanilie, crema, și o să pun la următorul strat de cremă, o să pun afine, după care pun iarăși blat și mai pun o dată cremă și acum pun iarăși zmeură, pentru că zmeură am găsit mai multe de data asta decât afine. Na, bun, și am oprit hota pentru că era și ea în funcțiune, dar s-ar putea să nu mă auziți dacă merge hota, pentru că pe aragaz am și o supă de gulaș, ciorbă de gulaș, supă, ciorbă, na, nu știu, fiecare cum îi spune, ei traduc cam supă. Și știu că am zis că o să filmez rețeta, dar astăzi n-am reușit, ci fiind așa în nebunie, că tot băgam câte ceva la cuptor, scoteam, adică nu a fost așa mediul propice pentru a putea filma rețeta, că m-am apucat de 10 lucruri în același timp, m-a ajutat și Florin cu legumele, cu toate acelea. Aici am brioșe cu ciocolată și asta spun că tot făceam, băgam câte ceva la cuptor, mixerul mergea, adică era aici nebunie și abia reușeam să fiu atentă și să țin pasul așa cu lucrurile pe care le aveam de făcut, dar apoi să mai pun și camera, să o mut, să o aranjez. Era deja mult prea mult. Mai am un frigider. Bine, frigiderul este cam gol pentru că l-am lăsat mai gol așa ca să putem să punem ciorbă și toate cele, dar am acolo niște cheesecake, nu știu cât se observă. Cheesecake după rețeta mea de cheesecake, pe care o găsiți pe canalul de gătit, bineînțeles. Aici macarons, mai multe culori. Bine, aici sunt mezeluri. Macaron sau mânale, două cutii. Și da, cam cu asta am fost ocupată și o să trebuiască cumva să mai reorganizez frigiderul ca să-mi încapă și tortul. Ciorba nu cred că o să o pun astăzi în frigider, pentru că oricum durează până să fie gata și până se răcește dita mai oloiul, durează. Așa că nu fac griji pentru ciorbă, să o pun în seara asta în frigider și mâine, după ce mâncăm, o să se mai termine din ea și atunci o să o transfer într-o oală mai mică. Că altfel nu e loc, nu e loc, nu e loc. Așa, frigiderul este destul de mare și ne ajunge în viața de zi cu zi. Dar când avem mai multe de pus în, în frigider, când sunt așa evenimente mai speciale, atunci nu prea este loc. Vrea în cap toate. Na, dar ce să facem? Ne descurcăm și noi, le aranjăm, le punem acolo una peste alta. Ah, bate cineva la ușă. Mi s-a părut mie că aud ceva, dar... Bună! Ai plecat cu copilul la școală? Nu la școală. La plimbare? Da. De cât scade ghiozdanul, măi, copilule? Ghiozdanul e cam mare și nu i-am găsit altă mărime. Nu există, dar unde l-ai pregătit așa cu ghiozdan? La plimbare și vrem să mergem. Aveți și ceva în ghiozdan acolo? Să nu se plictisească. I-ai luat jucării? El e copilul și i-ai luat jucării să nu se plictisească. Da, și am vrut să mergem așa. Și tu ai poșeta acolo? Și am vrut să mergem cu trenul. Că și înainte să mergem cu trenul, mergem cu trenul și am vrut să luăm ceva de la magazin și trebuia să iau ceva să nu se. Am înțeles. Și acum îl iei de mână și plecați, nu? Da. Ne, hai. Mai avem încă 10 minute la trei. Nu, bine, hai. Pa! 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 Pa!
avem acest iepuraș de la Claudița a rămas. Da. E bună, Mănuța? Mănuța, e desertul, așa-i? După ce ai mâncat bine, un desert gustos. Poți să pup și o mânuță de la tine? David, uite ce aici pe mânuță. Chip. Chip? Ce la da, chip? Chip. E frumos? Da, e foarte frumos. X. Daniel colorează foarte frumos și Felix. Felix e la capitolul lipit. Și am o carte. Și mami calcă foarte frumos. Mami, ia uite. Dar uite-te la Felix ce precizie acolo. Aproape am terminat din cartea Odinuțului. Bravo. Ți-ai terminat cartea aia? Nu. Mă dă să fac cartea, mi da și după aia te se citește mama. G, H, E. G. De exemplu, ghete. Ghete. Cheie. Ghete. Dacă e cu G. Felix protestează. David protestează. David protestează. Mă duc acum. Mami, unde... Este vreo 12 ceasul, fără câteva minute. Nu știu dacă se vede acolo la cuptor. În fine, copilașii dorm și eu vreau să mă apuc să decorez tortul Melisei. Tort care momentan este la frigider și o să-mi pregătesc fondantul pentru că am decolorat așa bucățele de fondant, pentru că ea are și cu curcubeu, cu chestii din astea așa în stilul Melisei, ca să spunem așa, cum au tot fost torturile de-a lungul anilor, cu câte un curcubeu, cu floricele, fluturași, nurișori. Și pentru curcubeu, bineînțeles, trebuie să-mi colorez fondantul și asta o să mă apuc. Mi-am pregătit aici colorant, fondant, toate cele mânuși ca să nu mă mozolesc pe mâini și plus că am și o tăietură la un deget. Și să vedem cât o să dureze. Am poza, știu ce-și dorește Melisa. Mi-am amestecat culorile, mi-am făcut aici pentru curcubeu și încercăm să mai obțin așa un culoarea mânușii. Da, nu mai știu cum să obțin culoarea asta. Dacă mai țineți minte, când am făcut tortul de ziua mea, așa culoare aveau bulinele și eu am combinat culorile, dar nu îmi mai aduc aminte la ora asta ce culoare am amestecat, ce proporții, pentru că și asta este foarte important și nu mai reușesc să obțin move-ul ăsta așa frumos. Așa că o să mă descurc cu ce am obținut aici și să încep să fac curcubeul, dar arată foarte frumos aceste culori. Și am mai multe tipuri de colorant. Mai am și din România ceva ce mi-am luat din România. E sau nu știu ce firmă. Am din Germania mai multe tipuri de colorant. Nu știu dacă cunoașteți firma. Asta cred că este de la Wilton. Dar nu prea mai scrie pe ele. A, da, e Wilton. Că și scrie W-ul ăla. Așa, am mai multe tipuri. Așa, toate sunt ok. Dar ideea este că nu am decât câteva culori de bază. Și dacă vreau să obțin mauve sau roz sau nu știu, așa cu niște culori, trebuie să-mi amestec eu culorile și... Uneori iese, uneori de la oboseală nu mai știu ce să mai amestec, așa că le las așa. Este 2:30 ceasul și trebuie să mă opresc aici chiar dacă nu am terminat tortul. Până în acest stadiu am ajuns. Doar atât am făcut. Cam așa și-l dorește Melisa. Doar că fluturașii aceia ca să stea așa cum trebuie.
I-am pus așa pe castronel. Ia să vedem dacă pot să iau unul. Așa când se usucă, să... Bine, asta încă nu prea e uscat. Să îi stea aripioarele frumos. Nu prea focalizează. Na, în fine. Ideea este că trebuie să las așa fondantul să se usuce ca să stea aripioarele fluturașilor în sus. Și durează. Și un lucru pe care l-am învățat de când fac torturi și prăjituri este că uneori, oricât de mult ți-ai dori să termini, cel mai bine este să ai puțină răbdare și să faci lucrurile așa cum trebuie, pentru că aș fi putut eu să pun acum fluturii repede, că i-am deja decupat, să-i pun, dar s-ar fi lăsat și n-aș fi obținut rezultatul pe care mi-l doresc. Așa că mai bine avem puțină răbdare, punem tortul la frigider, numai bine în câteva ore se usucă și fluturașii, sper să nu se trezească copiii și să îi mănânce. Așa, și după ce se întăresc, cu mâine numai bine îi aranjez așa binișor pe tort. Și am și un curcubeu, bine, nu e chiar așa de mare ca cel din poză, e puțin mai micuț, dar ca să stea așa frumos ridicat și el, trebuie să se întărească. Bun, și cam atât. O să las asta să se întărească și ne vedem puțin mai târziu. Am revenit. Vedeți ce repede a trecut. Cam așa de scurt a fost și noaptea. Am clipit de două ori și s-a făcut iarăși dimineața. Și este, cât este, 10:40 acum. Și aș vrea să-mi termin de făcut tortul, doar că acești fluturași, ăștia mai micuți, s-au întărit destul de bine, dar ăștia mai mari nu s-au întărit așa. Bine, poate că ar rezista dacă i-aș pune pe tort. Dar atunci când fac ceva cu fondant și în mod normal nu aș vrea să se întărească sau așa repede mi se uscă fondantul acolo că nu mai pot să-l frământ cum trebuie și acum că aștept să se usuce și nu se usucă, nu se întăresc și le-am lăsat de la două, de pe la vreo două până acum, deci câte ore? Sunt vreo șase. Dar dacă îi bagi la frigider nu se... Se întăresc mai repede? Nu știu, că în frigider e puțin și umezeală, parcă așa... Și să nu... Congelator. Să transpire mai tare. Faci în congelator și atât sigur. Da, dar nu trebuie să înghețe, știu, trebuie știu. Să se usuce. Știu. E o diferență. Da. Stăm un picuț așa la o cafea? Da, cred că până la urmă o să fie aia mai mare, o să fie puțin mai leșinați. Și îi pun acum, că n-avem. Când îi mâncăm. Așa nu contează. Bine, că oricum nu știu dacă mănâncă cineva fluturii aia, că sunt numai... zahăr. Și am mâncat la zahăr azi noapte când modelam pastă. Deși special m-am spălat pe dinți înainte să mă apuc de tort. Zic, hai că dacă mă spăl pe dinți, sigur nu mănânc pastă de zahăr. De unde? Am mâncat din toate culorile. Da. Și asta mamă, nu mai e cartonul ăla verde. Mai am și acolo. De asta eu prefer să fac noapte. Chiar dacă stau noaptea până târziu, stau noaptea să fac, pentru că altfel vin acești doi șoricei. Bine, dacă observă Melissa ce se întâmplă, o să vină și ea. Urcă pe felbolul, vamă. Urcă pe bolul, vamă. Nu, trebuie să mergem să schimbem părsul. Da, și mami aici încearcă și asta. Stai, tata, că mișc camera. Păi n-ai cum. Deci nu pot nici să filmez, nici să ornez. Nu, nu pun acea mână, că mie nu-mi plac unghiurile. Mă, dar stai locuri, mă. Pun puțin, da. Pune poate puțin scurge din pampers, să vezi distracție. Da, nu, că nu pot acea mână. Dar trebuie să chiar facem să fie frumos. Mama. Hai să mergem să te schimb. Te schimbă hăinuțe frumoase. Da? Da! Da! Da. Da. Știi că mi-am plăcut așa mult. Denuț, ți-ți place tortul? E, da. Îl arătăm acum sau la sfârșit?
El am arătat un pic, dar acum nu mai ce să arăt. Când o să fie frumos și gata, e tot cam la fel, da. Nu, e chiar la fel. Ți-ți place tortul? Asta ai mami? Da! Da. Că acum ai pus fostul. Vrești așa un tort? Da. Mami, mami, mă trebuie ce litere acolo la tețenul. Daniel, când vede ceva la Melissa, vrea și el întotdeauna. Litere colorate și nori și flori și... Ce să-ți mai pună, mama? Din... Ce frumos să lipesc. Căci, dacă pui așa în telecean, îmi place. E în telecean? Da. Nu. Nu, hai să mergem. Lasă frutura și uite. Eu încădea că îi lipesc. Daniel, tu imediat îți bagi mâneca în unt. E o plăcere. Mamă, no. Dacă pun trebuie să vă las, că trebuie să iau de aici, că ei n-au așa un spațiu de ăsta privat. Nu? Așa un... Cum se numește spațiul ăla așa de... Intră peste spațiul tău privat. Da, păi nu au limite din astea așa. Intră cu bocanci, cu... Bagă, pune mâna pe aia, pe cealaltă, nu-i așa? Nu-i așa? Opa, nu ai pudetul, cred că un. Aracet. Cred că ai pudetul. No, haideți să mergem să ne schimbăm. Nu, că nu, că vreau să vă pun o termină, mă, să văd dacă mai rămân. Nu, da, chestia că voi vă uitați cu mâinile. Dar acum mă uit. Te uiți fără mâine acum? Chiau. Tu te întrebi neapărat să schimb, că mi-ai îmblurezi imaginea la cameră. Hai, mereți. Tortul este aproape gata, o să vi-l arăt puțin mai încolo. Lui David este somn și o să vină mami să-l bage la somn îndată. Îndată. Numai să mai bag ceva la frigider. Și după aia că se bagă și copila și mai mari la somn, că s-au trezit oricum foarte devreme astăzi. Am să vă mai arăt așa că am făcut și mini cheesecake-uri. Rețeta o găsiți pe canalul de gătit, doar că n-am mai pus fructe deasupra, ci am pus puțin caramel de data asta. Și mi se pare că arată foarte bine așa. Și cheesecake-urile reci cu caramelul așa, mă duc cu gândul la înghețata de la Mac cu caramel. Dacă știți, dacă ați mâncat cam așa cu cheesecake-ul rece, cremos și cu caramel deasupra, delicios. Da, numai că bineînțeles că e puțin mai dulce și are mai multe calorii decât dacă aș fi pus niște căpșuni sau zmeură afine, dar nu mai am fructe proaspete și ultima dată când am fost la cumpărături nici n-am găsit, deci căpșuni nu mai erau mai deloc, erau vreo 2-3 caserole din alea micuțe, dar nu arătau prea bine. Nici zmeura nu era cine știe ce, adică nu prea am avut așa din ce să aleg și atunci am preferat să nu cumpăr și am completat așa cu caramel, da, na. Odată așa, odată așa, mai improvizăm, mai încercăm și altceva. Am editat vlogul pe 3 zile, dar bine 3 zile 20 de minute, pentru că, na, având treaba, am filmat destul de puțin, dar probabil deja l-ați văzut. Lilișor doarme aici, bineînțeles. Sau nu doarme, că dorm? Nici nu-ți văd ochii. Nu doarme. O parte din copilași dorm, cei mai mici, băieții, David și Felix. Cei mari, bineînțeles, că nu vor să doarmă. Și ar fost bine să doarmă puțin până să ne vină musafirii. Cred că am trebuit să luăm și musafirii. Și eu deja am băgat la cuptor ceva bun să mâncăm împreună. Și ciorbița numai bine, acum s-a răcit. E cam la temperatura camerei. Deci n-aș fi putut să o bag în frigider mai repede. Dar nu-i nimic. Mâncăm bine din ea de prânz și ce rămâne transferăm într-o oală mai mică și băgăm la frigider. Cum ziceam de tort. Tortul este parțial gata, dar n-am putut să-i pun acest curcubeu pentru că nu este uscat și l-am proprit acolo cu un șervețel ca să se usuce așa, să se întărească. Dacă iau șervețelul, se duce așa pe spate, se înclină. Și mai trebuie să se usuce un pic, să sperăm că apucă să se usuce, să se întărească un pic, să-l punem pe tort. Avem lumânarea și cam asta e, cam ar cam fi gata tortul. Dar oricum nu pot să
Și dacă era întărită, nu puteam să pun decorul acesta pe tort, pentru că nu am așa capac mare pentru tort, adică și așa la limită am reușit să-l pun în frer, nu am așa suport din acela de tort care să fie destul de înalt. Și tot ziceam că o să cumpăr unul când eram în Germania, așa, pe după aia dacă am plecat n-am mai cumpărat, nici n-am mai căutat. Dar și cu ăla e problema, pentru că trebuie să-mi încapă și în frigider. No, în fine, astea sunt niște detalii, dar ideea este că pot să pun decorațiuni din astea mai înalte pe tort doar după ce îl scot de la frigider, chiar înainte să îl tăiem, pentru că altfel nu-mi e încape și fără să acopăr tortul nu pot să-l las în frigider. Pentru că, na, mai am și alte chestii, mâncare și așa, și nu-mi place. De exemplu, aveam cărnița pusă la marinat, era aia învelită în folie, de două ori chiar, dar tot mai scapă miros de usturoi și nu. Deci, fără capac, nu pun tort sau prăjituri în frigider. Mare, sănătoasă. Bă, am dat, mai sunt mi-o dat de. Te că-ți dă și ce să suferi, răbdare. Gândiți-o dorință și suflet. Bravo! Haideți acum toți la suflat. Hai, Daniel, care vine? Felix. Sau... Hai, Felix suflat. A suflat. Deja, nu mai. Hai, Felix, acum tu. Hai, că până mâine stăm aici așa prindem. Bebe! Ce că ai servit tort acum. Ești ca lumea că copii. Cușe! Da, cu ciudă. Cușe! Bă, tăi din partea asta. Dar mă liniștită, că poți să tăi de unde. Mami, vreau... Deci punem în ochi ți-o venit, Doamne, ce gene frumoase aveți. Gata. Hai să uite. Gata, dragilor, o să încheiem filmulețul. A fost o zi frumoasă. O zi în care ne-am simțit foarte bine. Nu mai da cu mingea. Vii, Melissa, să ne povestești ceva cum a fost de ziua ta? Ne-am simțit bine, am râs o grămadă, am făcut filmuleț și pentru canalul principal, un filmuleț așa cu mătușica mea în care am povestit ce am depănat amintiri. O să apară, stai să mă gândesc când vedeți voi filmulețul ăsta, mâine, deci marți, o să apară pe canalul principal filmulețul. Ți-a plăcut ziua ta? Da. Mi-a plăcut. Și tortul ți-a plăcut? Da. A fost frumos? A fost așa cum ți-ai dorit? Da. Nu ți-a dorit ulătur. Daniel acum încearcă să o supere pe Melissa, să spună că a avut tortură, dar nu este adevărat că a avut un tort foarte frumos. Aia era așa, era cu flutura și așa în sus și pe aia... Adică ai cat așa în sus, era în curcubeu și am... Aia era și pe tort în curcubeu jumătate. Și nici nu... Trebuia să cer doar curcubeu, că... Am cacit și tort și era să mănânc și aia de deci, na, o să vă explic eu imediat să descărcă bateria, dar este că tortul a fost curcubeu. Ai avut curcubeu? Ai avut curcubeu din fluturaș. Numele primit. Tău a fost de curcubeu. Da, poți să arăți și ce ai primit. Să vin la mine, Kim. Să vin la tine. Păi ca să vin la tine trebuie să schimb bateria, că deja se
descarcă, că am făcut filmuleț cu mătușica mea și nu prea ne-a mai rămas baterie, că am trâncănit mult. Da, uite, are două Monster Truck-uri. Da, du-te și pregătește-le ca să schimb bateria și vin. Bine. Singura chestie e că nu am fost chiar în formulă completă astăzi, dar poate data viitoare când o să ne întâlnim, o să ne întâlnim cu persoanele care au lipsit. Te rog frumos să nu ciocăni și să mă lași puțin să vorbesc cu Melissa, da? Du-te și caută Monster Truck-urile pe care le-ai primit ca să le arăți și tu. Ia să ne arăți. Asta este căsuța ta, este un grajd, de fapt. Și de fapt eu am făcut asta. Da, să ținem așa să se vadă spre cam. Ți-ai pus și covoarele pe care le-am făcut împreună, ca să nu-i fie frig la cal. Și asta e problema cu asta, calul ăsta care lipite aici, este calul meu, de fapt. Da, ce arată? Ai un cal negru frumos. Cal negru cu niște... clămiți acolo și ai și călăreața. Călăreața care are, de fapt, cască. Are și cască. Și vreau poți să arăt. Și și am și 100 de lei. Are și 100 de lei. Că a avut acolo, a mai primit și bani și mai avea ea ceva mărunt. Și chiar dacă valoarea era tot aceeași, dar a vrut să-i schimb să aibă una de 100 de lei. Și acum te bucur că ai una de 100 de lei? Și dacă să am așa 2,00 sunt de atât, că l-am văzut. 200 de lei, da. Am zis că dacă vrea să aibă bani mari, să strângă de ăștia mici, apoi când strânge o sumă mai mare, îi schimbăm. Și astea sunt Monster Truck-urile pe care le-ai primit tu astăzi? Cât ai primit? Am și două. Am și o medalie de aur. Ai și medalie de aur, că ai un... cal din ăla, de rasă, pur sânge, și am și o de competiții, și ai și o cupă, foarte frumos. Că a primit atât de multe lucruri. Mi se pare că e cal de, cum să zic? De concursuri. De concursuri. Da, foarte frumos. Deci ai avut o zi frumoasă, și tu ai avut o zi frumoasă, și eu am avut o zi frumoasă, toată lumea a avut o zi frumoasă. Și de fapt nici nu era ziua mea. Nu era ziua ta. Și poate ziua ta o să fie și mai frumoasă. Da! Și de ziua mea de fapt trebuia să primesc mai multe cadouri. Păi poate o să mai primești cadouri. Că mai sunt cadouri care trebuie să... Și tu. No, bine. Cam atât în acest filmuleț, dragilor. Vă mulțumim tare, tare, tare mult pentru vizionare. Vă pupăm și vă așteptăm cu mare, mare drag în filmulețul următor. Pa! 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 Da, poate.